Doamne, Tată, cu toții stăm înaintea măreției Tale. Dumnezeu cel adevărat, cel atotputernic, cel care vine și locuiește cu cel smerit și zdrobit, îți mulțumim de acest har, îți mulțumim de acest privilegiu, îți mulțumim de dragostea Ta, îți mulțumim, Doamne, că ne înveți și ne destăinui mai mult din profunzimea inimii Tale. Ceea ce Tu dorești de la noi, ceea ce îți place, ceea ce nu-ți place. Iar noi, ca niște copii ascultători, ne supunem și suntem aici să învățăm, suntem aici să ne supunem, suntem aici să Te ascultăm, Tăticul nostru, Cel din cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, voia Ta să se facă acum, în viețile noastre ale fiecăruia, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne, eliberează-ne de cel rău, orice influență negativă, orice stări care nu sunt după voia Ta să nu aibă putere asupra noastră și asupra tuturor celor care vor asculta acest mesaj. Și mă rog, Doamne, să ne cercetezi. Glorie, onoare, cinste și mărire doar Ție, veșnicule Dumnezeu, atotputernicule Dumnezeu. Tatăl nostru, preiubitul nostru, Duhule Sfinte, mă predau Ție, ca Tu să vorbești ceea ce știi că este cel mai necesar pentru fiecare inimă, să nu fie vreo inimă să zică, mie Domnul astăzi nu mi-a vorbit prin cuvântul Său. A Ta să fie gloria și cinste. Te iubim, Te adorăm și Te slăvim. Amin. Când am început să vorbesc despre subiectul smerenie, v-am spus că automat nu poți să vorbești despre smerenie dacă nu vorbești și despre opusul, adică mândria. Și la mândrie, o, Doamne, e mult de spus, încerc să văd cât pot punctele principale la care Domnul să ne cerceteze. De aceea încep cu aceste două versete și vreau ca fiecare să vă rugați acum împreună cu mine și în sinceritate să le declarăm. Psalmul 26 cu 2. Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trecem prin cuptorul de foc, rinichii și inima. Deci acum Duhul Domnului vrea să ne cerceteze prin acest mesaj și noi cerem. Al doilea, Psalmul 139 cu 23. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaștem inima. Încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Avem nevoie să fim cercetați, Domnul. Eu cred că El ne cercetează în fiecare zi, prin cuvânt, prin rugăciune, prin mesaje, prin natură, prin oameni, prin tot, Domnul tot vrea să ne cercetăm. Numai că omul nu ia seama. De aceea, în această zi, din nou spun, Doamne, cercetează-ne. Să vedem dacă avem mândrie. Cu smerenie am văzut, avem mult de lucrat, nu-i așa? La mândrie este foarte greu, pentru că mândria nu se vede. Cu alte cuvinte, persoana care e mândră nu-și dă seama, nu vede. De aceea vreau să încep puțin să ne reamintim despre smerenie, doar câteva puncte, ca să vedem mai clar cât de gravă este mândria. Smerenia este o atitudine a inimii, o formă de respect, de modestie, de simplitate, de umilință. Smerenia este dragostea lui Dumnezeu pusă noi, ca noi să o arătăm mai departe în smerenie, în ajutorare, chiar dacă oamenii nu merită. Smerenia este o virtute care nu se concentrează la ea. Mândria este cea care se concentrează la ea. Nu are dorința să iasă în evidență, nu are pretenții, este blând, supus, modest, simplu, politicos, respectos. De aceea când te smerești și înțelegi smerenia, înțelegi valoarea ei, este ceva care Domnul te împodobește, te încrunează, este ceva strălucitor care oamenii nu văd, dar ochii celui preanalt văd. De aceea, în momentul când suntem smeriți, devenim mai buni,
mai blânzi, mai sensibili, ajutăm imediat pe alții, suntem drăguți cu alții, ne cerem iertare și iertăm imediat. Îi vedem pe alții mai presus decât noi, chiar dacă și ei au greșeli. Apreciem cu sinceritate rezultatele lor, binecuvântările lor și ne bucurăm. Întotdeauna omul smerit se bucură. De ce? El știe cine este și cine este Dumnezeu. Exemplul nostru, știm, este Domnul Iisus care a zis: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Deci Domnul Iisus este modelul nostru. Și ni se spune răsplata smereniei este bogăție, este glorie, este viață și El este Cel care ne înalță. Mai reascultați mesajul cu smerenie, am spus doar câteva cuvinte. Acum venim la mândrie. Ce este mândria? Este tot o atitudine a inimii cu care ne-am născut. Cu smerenia nu te naști. Toate lucrurile pozitive, roada Duhului Sfânt nu ne naștem cu ea, trebuie formată. Pe când tot ce este negativ face parte din firea noastră adamică. Și deci toată lumea se naște cu acest microb, această otravă a mândriei. Copiii de mici, îi vezi mândri, îi vezi aroganți, îi vezi egoiști. I-a învățat cineva, a văzut la părinți? Nu, este născut în noi. Copilul de mic minte, ascunde. L-a învățat părinții? Nu. Este natura firească, omenească, adamică. Mândria este în inimă. Pentru că este în inimă, uite ce spune cuvântul Marcu 7:20. Ce iese din inimă, aceea spurcă pe om. Ce anume? Dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele. Avem gânduri rele? Cu toți. Prea curvile, uciderile, furtișagurile, lăcomile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, în altă traducere spune mândria, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies din inimă și spurcă pe om. Deci, trebuie să fim conștienți de natura noastră păcătoasă, care se renoiește în momentul când noi ne pocăim și lucrăm la aceasta. Mândria este rădăcina tuturor rărilor sau este rădăcina unui copac care crește și am spus ce crește și mult mai multe le găsim în cuvântul Domnului și vă mai spune. Toate problemele, toate suferințele aproape, toate despărțirile, divizările, uciderile chiar sunt din cauza mândriei. Mândria este acolo nucleul acela care declanșează toată suferința pe pământ. Am uitat în Wikipedia și spune mândria, deci din punct de vedere omenește, este un sentiment de demnitate, de încredere în calitățile proprii care creează o senzație de mulțumire, de satisfacție, de plăcere, de bucurie. Mândria este un sentiment de mulțumire cauzat de succes, de o reușită, de o victorie. Deci, din punct de vedere al oamenilor, când ai realizat ceva, ești mândru. Da, aceasta, așa se numește mândria. Ești mândru că ai realizat ceva, ai cumpărat o casă, ai deschis un business. Ești mândru de aceasta. Pe când, în sensul negativ, mândria exagerată este când individul are o atitudine de superioritate nejustificată față de alții. Această mândrie are mai multe sinonime. Îngânfare, înfumurare, semeție, fală, fudulie, orgoliu, trufie, narcisism, mai adăugăm, ceea ce nu se știa acum nu știu câți ani de zile. O să zicem, nu, noi nu avem lucrurile astea și slavă Domnului, dar hai să intrăm mai în adâncime, dar totodată să vedem de unde a venit mândria. Mândria vine de la Lucifer, știm lucrul acesta. El a fost creat de Dumnezeu, să spun versetele, cel mai frumos, cel mai strălucitor. Mândria l-a transformat pe Lucifer, care era strălucitor ca o stea de dimineață. L-a transformat în diavol, în satana, în cel care urăște, dezbină, omoară, fură și prăpădește. Totodată, de când
Lucifer a căzut. Pe pământ a venit așa mare durere și suferință, în primul rând datorită mândriei lui. Mândria este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu. Mândria îl sfidează pe Dumnezeu. Mândria a ruinat ființa umană. Cum a spus, tot ceea ce vedem, inclusiv războaiele din ziua de astăzi și divorțurile și absolut tot, acolo este un sâmbure de mândrie al omului. Domnul ne învață să fim împodobiți cu smerenie, am spus lucrul acesta și ne spune clar ca o avertizare și vreau să o spun din nou de la început. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. De ce oare? Pentru că Dumnezeu știe care este sursa mândriei, Dumnezeu știe suferința, durerea care l-a avut-o atunci când în inima lui Lucifer s-a găsit mândrie și a vrut să fie mai presus decât cel prea înalt. De câte ori Dumnezeu întâlnește oameni mândri, are, așa cred eu, bazat pe acest verset, că e împotriva lui, pentru că știe unde îl va duce și câte ravaje și câte suferințe va aduce în viața lui, în familia lui, în biserica lui, la serviciul lui, oriunde. De ce? Pentru că el este influențat de cel mai mare diavol care este mândru, de mândria cea mai mare, sursa care vine de la diavol. Și de aceea Dumnezeu este împotrivă, și am mai repetat și data trecută, dacă Dumnezeu e împotriva noastră, ce viață mai avem? S-a zis cu noi, nu avem nicio speranță că Dumnezeu este împotriva noastră pentru că noi ne mândrim. Dar mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii, Proverbe 16 cu 18. Din nou, atenție mare la mândrie. Intră mai mulți, hai să vedem acum ce spune cuvântul la Isaia 14 cu 12 despre Lucifer. Cum ai căzut din cer, Lucifer, strălucitor, fiu al zorilor, cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor. Dumnezeu l-a creat, cu alte cuvinte, cel mai puternic, frumos, desăvârșit, strălucit din toată creația. El a fost. Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaun de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu și voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miezul noaptei. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt. Ezechiel 28:11, cuvântul Domnului mi-a zis, fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului și spune, așa vorbește Dumnezeu, ajunseseși la cea mai înaltă desăvârșire. Mintea omului nu poate pricepe desăvârșirea creației lui Dumnezeu care a pus un om. Erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Am început data trecută și am spus de aceste trei mari motive, trei mari lucruri care, pe unde vine mândria la fiecare dintre noi, când avem înțelepciune, cunoaștere, școli, diplome, frumusețe și poziție desăvârșit și o poziție, putere. Toți care au acestea sunt disponibili foarte ușor ca să fie conduși de mândrie. Creștini, necreștini. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe. Nici nu avem noi astăzi decât câteva sardonix, topaz, diamant, crisolit, onix, jasp, safir, rubin, smarald și aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Ce desfătare a avut Dumnezeu să creeze un înger cu așa mari desăvârșiri frumuseți. Că totul cânta, toate instrumentele erau în el. Nici nu le realizăm noi. El a fost liderul worship în cerul de aceea. Erai heruvin ocrotitor, cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până ziua când s-a găsit nelegiuire în tine. Și apoi spune la versetul 16, de aceea
te-ai umplut de silnicie și ai păcătuit, te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, heruvim ocrotitor din mijlocul pietrelor scântuietoare. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale. Ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta, de aceea te arunc pe pământ și te dau priveliște împăraților. Un episod foarte trist, care nimeni nu poate să înțeleagă de unde a venit mândria în ceruri, în desăvârșirea absolută a Dumnezeu. Când vom ajunge în cer, vom înțelege. Dar ce vreau să spun? Diavolul este cel mai desăvârșit în mândrie și știe atât de bine cum să manipuleze oamenii și cum să semene acele semințe de mândrie. Fiecare persoană, bogat, sărac, urât, frumos, nu contează nimic la el, decât să te prindă în mreaja mândriei deja. De ce? De ce? În momentul acela tu deja ești sclavul lui. Mândria este un izvor al mâniei, al cruzimii, al răutății. Mândria este o fortăreață demonică. Mândria pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Da, omul mândru, când ne uităm la liderii de-a lungul anilor, erau plini de trufie, de cruzime, de răutate, de răzbunare. De unde credeți că venea asta? Bineînțeles, de la Lucifer. Mândria se află în fiecare păcat, cum am mai zis, este rădăcina celorlalte păcate, pentru că ne lăsăm conduși de ea. Unii nu știu și nu cunosc Biblia. Vorbesc de cei din lume. Dar noi care suntem copiii Domnului, dacă am înțelege smerenia, de aceea am vorbit întâi despre smerenie, vom avea mult mai multă lumină și claritate de opusul ei și nu am cădea în partea mândriei. Cum este o persoană, acum venim la noi, care are mândrie? Cum se manifestă ea? O persoană mândră nu își observă greșelile și dacă le observă, nu și le recunoaște. Nu acceptă critici. Nu acceptă să-l înveți, să-l sfătuiești. Deci gândește-te, începând de la lider, poate, până la copiii cei mai mici. Gândește-te la sos, la soție. Sunt situații care noi nu înțelegem de ce nu primește critica, de ce nu-și spune greșeala, de ce. Acolo este Duhul lui Lucifer, mândria. Omul mândru devine frustrat de câte ori este înfrânt, este pierde. Este foarte greu să se smerească. Invidiază pe alții. Gândiți-vă, poate sunteți voi, poate suntem noi. Excuse me. Sau știi pe cei din jurul tău, din casa ta, din biserica ta sau la serviciul tău. Omul mândru sufere când cineva este binecuvântat. Sufere și invidiază succesul altora. De ce? Pentru că eu este pe tron, eu am pierdut sau eu trebuia să fiu acolo. Omul mândru nu-și găsește pacea și nici liniștea când îl vede pe celălalt mai bun decât el. Încearcă să se compare, încearcă să iasă el în evidență, face tot posibilul ca să atragă el atenție. Duhul lui Lucifer este acolo. Omul mândru nu prea-i pasă de cel care suferă, de cel care a pierdut, chiar de cel sărac, pentru că inima lui e concentrată doar la eu, al meu, pentru mine. Omul mândru, cei mai mulți nu-și văd mândria. Ceilalți toți o văd, dar el nu o vede. Este orbit de acest duh pentru că vrea neapărat să realizeze sau să facă ceva, sau cum am spus, să fie iubit, apreciat sau să iasă în evidență. Omul mândru este foarte greu să-și ceară iertare sau nu-și cere iertare deloc. Împietrit total. Omul mândru este supărăcios, suspicios, bănuitor. Poate cunoști pe cineva. Omul mândru
datorită slăbiciunii, că am spus în două trepte, mândria că ai ceva, ești cineva, ai realizat cineva și acolo vine trufia și mândria, dar este partea cealaltă la care toți ne încadrăm într-un fel sau altul, al stării noastre joase, de inferioritate, că nu am, că nu știu, că nu arăt bine și de aceea încercăm să fim, să facem, să atragem atenția, pentru că noi ne vedem jos, suntem foarte slabi, avem o stimă față de noi înșine foarte joasă. Din cauza aceasta suntem chinuiți. Este un chin pentru o persoană care se vede jos, care nu are acea libertate de a fi normal el însuși. Încearcă de multe ori să pună mască, încearcă de multe ori să copie pe alții, încearcă de multe ori să facă orice doar ca să îi atragă atenția, să iasă în evidență. Aceste persoane poartă o durere în suflet, poartă amărăciune în suflet, neîmplinire și în același timp se naște invidia, gelozia și nu poate să ierte totdeauna când își aduce aminte de o persoană. Păi știu ce mi-a făcut acea persoană, ți-aduce aminte? Sau stai să spună ce a făcut atunci, atunci sau atunci. E clar, această persoană este controlată, fără să-și dea seama, de un duh luciferic. Pentru că acolo tot mândrie este, nu este smerenie. E ok, m-a rănit. Uită cum am uitat și Hristos și mi-a aruncat păcatele mare uitării. De ce trebuie neapărat să ies în evidență? E atât de frumoasă smerenia, stai ascuns cu Hristos în Dumnezeu. De ce trebuie neapărat să mă laud? Pentru că în mine este o goliciune, de aceea vreau să mă laud, de aceea vreau să ies în evidență. Asta arată goliciunea lăuntrică. Când Hristos te umple, nu ai nevoie. Nu dorești lucrul acesta. Ești împlinit, satisfăcut. Te desfătezi în Hristos care este în tine. De aceea avem nevoie de plinătatea Lui în noi, ca să nu mai dăm voie acestui duh obraznic, luciferic, cu mândrile Lui. Cum am spus, nu le recunoaștem. Apoi, omul care în momentul când a realizat ceva bun începe să ceară atenție, își dorește glorie. Mai sunt persoanele care sunt conduse de acest duh, care cere să te supui, cere să-l respecti, cere să te să-l înalți. Întotdeauna când un om îți impune să-l respecti, să-i recunoști poziția, acolo e mândrie, dar mândria din slăbiciune, mândria care vine din frică, mândria din starea de inferioritate, că este frică de tine, că tu ești mai puternic decât el, decât ea. Respectul se câștigă, nu se cere niciodată. Indiferent la ce poziție ești, chiar dacă ești la un nivel, la serviciul tău, acasă, în biserică, nu impune oamenilor să te respecte. Aceasta se câștigă prin smerenia ta, prin inima ta plină de dragoste, de înțelepciune, de blândețe. De aceea, când vezi că oamenii îți impune, chiar lideri fiind, acolo este ceva neregulă cu acea persoană. Eu mă supun, că așa este frumos, să mă supun liderilor, autorităților, dar realizez lipsa acelei persoane. Ceva este acolo care nu este în regulă cu Dumnezeu. Noi trebuie să facem într-așa fel în familiile noastre, în societate, la servicii, în biserică, să câștigăm încrederea oamenilor în noi și respectul față de noi. Comportamentul omului care este mândru este lipsit de respect, de politețe, este plin de aroganță, chiar mulți au limbajul acesta și v-am spus, nu judec România, iubesc România și România, dar limbajul care îl aud în România, simt că mi se rupe sufletul și chiar mă murdăresc totodată, nu mai auzind. Și la necreștini, dar și la creștini.
un tupeu atât de murdar și vorbe atât de urâte adresate la femei, la copil, la lideri. Acolo este o mândrie dintr-o prostie mare, dar omul nu realizează și el crede că sunt cineva și am eu dreptul să judec, să critic și să atac. Nu, omul smerit tace, rabdă și așteaptă momentul potrivit cu înțelepciune sub călăuza Domnului ca să poți să-i spui celuilalt ceea ce vrei tu să-l înveți, să-i dai o idee, să-l mustri dacă crezi că ești în poziție. Toate acestea sunt semne ale mândriei și am mult mai multe, chiar am scris în Cartea Biruitorului în încercare, o să le recitim. Da, să ne punem întrebarea, mândria intră în fiecare situație. De exemplu, de ce îți exprimi nemulțumirea față de ceilalți? De ce ne enervăm și ne supărăm pe ceilalți, începând cu familia noastră, că e soțul, soția, copiii, părinții, liderii? Pentru că e tot un semn al mândriei. Noi măsurăm pe ceilalți oameni după propriul nostru criteriu. Când noi suntem mai duri și spunem, da, de ce el nu face? Da, de ce ea nu face? Uite, eu pot, eu știu. Acolo este un sâmbure al mândriei. Acolo este Duhul Lucifer. Pentru că tu te vezi pe tine mai sus, tu ai ajuns la un nivel, slavă Domnului, și impui și ceri și celui mai slab să fie ca și tine. Nu-i nimic rău. Dar persoana respectivă este total diferită decât tine. A avut poate alt anturaj, altă familie, altă localitate unde s-a născut, unde a crescut. Mediul înconjurător a fost total diferit. De aceea nu-i cere lui ceea ce tu sau ei ceea ce tu ai realizat și ai putut să faci. Depinde de gena. Primul rând, sunt unii oameni se nasc mai iuți, mai deștepți, mai frumoși, mai... Altul mult mai slow, cum zicem noi în engleză. Nu poți să-i cer omului ce nu are. Noi spunem și din punct de vedere predicăm la toți, le spunem la toți și vezi doar 2-3 că înțeleg sau practică, restul nu. De ce? Cine doare? Dar totodată am ajuns la această concluzie. Nu este ușor. Mie poate mi-a fost ușor, la anumite puncte de vedere. Am avut mai multe avantaje în viață, dar acea persoană nu are. Cine știe ce soț are, cine știe ce copii are, cine știe ce boală, cine știe ce trecut are, nu poate acum să fie ca și tine, gata, acum postește 30 de zile, 40 de zile sau chiar o săptămână. Gata, ca și tine, ca și mine să facă, să stea nu știu câte ore în rugăciune. Eu înțeleg lucrul acesta, e o motivație când spun, dar totodată eu înțeleg neputința omului, că este și voința omului la mijloc și nu vrea și nu vrea să lase alte priorități, asta e treaba lui. Dar ca să nu cădem în această capcană a mântriei, trebuie să înțelegem și pe ceilalți și să nu le cerem ceea ce nu au. Să încurajăm, hai încă o dată, haide că poți. În momentul când ne supărăm, la noi este problema. În momentul când m-am enervat pe copilul meu, că nu m-a făcut, sau pe soțul meu, la mine este problema. Nu am avut răbdare cu el. Nu am avut înțelepciune cu el. Mi-a zis domnul altă, de ce te superi pe copii? O, Doamne, câtă răbdare îmi trebuie. Dar domnul mi-a zis, eu câtă răbdare am avut cu tine. Tu de ce nu ai cu ei? Așa de mult m-am pocăit, m-am smerit. Și trebuie să ne readucem aminte. Ai răbdare cu copiii rebeli, cu soții nepocăiți la care te înșală. Ai răbdare. Nu le cere ceea ce tu ai. Cu prietenii tăi, cu cei din biserică. Nu lăsa microbul mândriei să te copleșească și apoi se rupe relația dintre tine și acele persoane. Pentru că tu ai reușit, el nu. De ce? Știu că el e de vină. Nu face efortul care l-ai făcut tu, ca și la școală. Unul e premiat, de ce? Pe zi și noapte învață. Dar celălalt nu prea poate. Dar faptul că nu poate, faptul că viața noastră este condusă de alegeri, eu am ales ceva bun și tu ai ales ceva rău. Și acolo este o rădăcină care nu o pot explica.
De ce ție, de exemplu, ți este ușor să faci niște lucruri, din toate punctele de vedere? Celorlalți nu. Și acolo sunt niște condiții la care noi trebuie să fim mult mai sensibili să le înțelegem. Să nu privim la alți oameni prin prisma, cum am spus, a gândirii noastre, a potențialului nostru și să nu-i judecăm, ci să-i încurajăm. Este total diferit. Deci condiția noastră, fizică, mentală, spirituală, poate este la un alt nivel, celorlalți este mult mai jos. Haideți să nu facem din aceasta o regulă, o lege, ci Domnul Iisus ne-a învățat să învățăm, să avem răbdare cu fiecare în parte. Pentru că aveți, sunt situații și situații. Dacă, de exemplu, să dăm un exemplu, îi judecăm pe cei care sunt într-o situație mult mai săraci. Păi ei nu s-au dus la muncă, din cauza aia nu au. Așa este, au dreptate. Dar nu cunoști exact condițiile acelei familii. Ca să nu dau voie lui Lucifer să-mi controleze viața, prefer să-i ajut, să-i binecuvintez, să-i încurajez dacă se poate, decât să privesc de sus, du-te la muncă. Înțelegeți, omul care este bolnav, la fel trebuie înțeles. Numai când dacă cineva este cu piciorul rupt, nu îl înțelegi. Numai dacă ferească Domnul strup și tu piciorul, atunci înțelegi. Și lista poate continua în orice domeniu. De aceea Domnul vrea să ne facă mult mai sensibili, simpli și smeriți, să înțelegem pe toți care sunt mai slabi, care sunt mai răi, care sunt mai cum nu ne place. Dar noi trebuie să ne rugăm, trebuie să îi ajutăm într-un fel sau altul. Dar atenție, să nu fie acest microb în noi. Să ne vedem mai bun decât ei. În Biblia zice să-l vezi pe cel mai presus decât tine. În același timp, o persoană mândră se manifestă când prin neascultare față de superiorii lui. Revenim și la copiii care ne ascultă. Este tot un duc de mândrie. Rebeliunea este ruptă tot din Lucifer. El a fost rebel împotriva lui Dumnezeu. Copiii de mici încearcă să nu asculte, să facă ce vrea ei. Euul este mândrie. Și de aceea este foarte greu ca să poți să conduci, să înveți, să sfătuiești, să disciplinezi copiii, fie mici și când ajung mai mari. Dar în spatele neascultării lor este tot mândria. Tot rebeliunea care vine de la Lucifer. De aceea trebuie să știm să ne rugăm, stai puțin, Duhul Lucifer, Duh de mândrie a intrat în copilul meu de mic. Ne-am născut cu aceasta, dar la unii se vede mult mai pronunțat lucrul acesta. Și apoi va fi suferință pentru părinți, pentru bunici. De aceea ne trebuie înțelepciune de la Domnul. Cum să ajutăm copiii rebeli, copiii care nu ascultă, care sunt conduși de mândria celui rău, să facă ce vreau eu, mă duc unde vreau eu, mănânc ce vreau eu. Eu, mândria. Și este foarte greu. Dar cu post, cu rugăciune, cu multă și îndelungă răbdare, Dumnezeu va lucra și în viața lor. Persoana care este în cauză și tu vezi că este mândră, are probleme în viață, și vezi că dincolo de toate aceste stări ale firii pământești care le manifestă, e mândria. Multe altele, dar mândria este baza. Ai vrea să-l ajuți, dar nu vrea ajutor. Atâtea surori mi-au scris și e nevoie de terapie, nevoie de counseling, e nevoie să meargă, să ceară ajutor și nu vor. Mândria acolo este atât de mare. De ce? Se vede superior, nu am nevoie de ajutor sau îi e frică de consecințele păcatului. Este frică să dea față în față cu durerea lui, slăbiciunea lui, problema lui. E frică să iasă, să scoată putregaiul de acolo. De aceea își menține acest duh luciferic al mândriei tare. N-am nevoie, eu știu, eu pot, mă învestu, n-am nevoie. Este foarte trist. Aceasta destramă cel mai mult familia. Aceasta duce la divorț, la păcat cel mai mult.
De aceea Domnul să ne călăuzească cum să ne rugăm pentru aceasta și Domnul să ajute pe cei care nu văd că au nevoie de ajutor și nici nu încearcă măcar, nici nu caută măcar, ei cred că sunt ok. Omul mândru se justifică mereu, autojustificarea. Stai de acum și uite-te la tine în primul rând și apoi și la ceilalți. Știu că de multe ori noi și când auzim o predică spunem ce bine îi prinde la soția mea sau la soțul meu sau la cutare sau cutare. Ne uităm întâi la noi și apoi și la ceilalți. Da? De câte ori te-ai justificat? Când cineva ți-a spus că ai greșit, când cineva încerca să te corecteze, când cineva ți-a spus ceva, imediat alergăm la justificare. Păi da, din cauza ta. Da, pentru că, uite, și încercăm să ne justificăm. Justificarea este tot o unealtă, să spun așa, a mândriei. Pentru că persoana respectivă vrea să aibă dreptate, vrea să fie considerat mai bun. Păi eu dacă mă deschid, tu vezi putregaiul de mine și atunci mă desconsider, mai mă bagi în seamă, pierd. Cum să fac eu așa ceva? Mândria. Dar adu-ți aminte întotdeauna, mândria merge înaintea căderii. Adu-ți aminte, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. El înalță pe cei smeriți, locuiește cu cei smeriți. Când o persoană este rănită, este jignită, sau îi se spune ceva care nu-i place, cine e rănită? Mândria lui, mai rănit, tu nici nu știi că ai zis despre mine asta, m-ai făcut de râs. Pe cine? Eu, pe mine, pe Lucifer, cu alte cuvinte. Vreau să fiu dură totodată cu această mândrie, pentru că eu nu văd, te văd pe tine, pe mine, pe alții, văd pe Lucifer, care a subjugat întreaga lume în acest păcat al mândriei. Dar este atât de transparent că nu se vede. Noi înșine nu-l vedem, îl văd alții. Noi nu-l recunoaștem. De aceea avem numai de pierdut și diavolul bate din palme. Că te oprește diavolul prin mândrie de la destinul lui Dumnezeu. Te oprește de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Te oprește de a crește spiritual. Te oprește de a avea parte de frumusețile, adâncimile, înălțimile lui Hristos. Te oprește de a avea plinătatea lui Hristos. Și noi ne scuzăm mereu, ne justificăm mereu, ne lăsăm răniți și jigniți și ne supărăm, rupem relația, că e prietenie, că e căsnicie, că e din biserică. De ce? Mai rănit, mai jignit? Ai zis despre mine aceasta? Ce este acolo? Mândria. În biserică atât se supără și pleacă că păstorul nu m-a băgat în seamă. Sau păstorul sau sora, fratele cutare, uite ce mi-a zis. S-a supărat și a plecat. De ce? M-a rănit. M-a jignit pe cine? Pe mine. Aduți aminte când spui eu pe mine, al meu, tu spui Lucifer, tu spui mândrie. Mă rog ca Duhul Domnului să ne deschidă ochii la fiecare și să înțelegem acest adevăr. Și te-ai supărat. Și când te superi, cine pierde? Tu care te-ai supărat. Începi să fii tulburat, că automat intervine neiertarea. Nu poți să-l ierți că te-a rănit. Nu poți să-l ierți că n-a venit la tine când trebuia. Nu poți să-l ierți și totdeauna ți-aduce aminte și ești chinuit pur și simplu de așteptările care le aveai de la alte persoane și nu au venit. Ești chinuit de acele cuvinte care le-ai spus, cu toate că acea persoană n-a spus-o cu răutate, n-a spus-o cu mândrie, n-a spus să te rănească, a spus să te ajute, dar pentru că tu ești plin de mândrie, ai luat-o personal și Lucifer s-a deranjat și atunci te superi, te răzbuni, pleci, ataci, lovești și cine e cel mizerabil? Tu. De ce? Când foarte simplu, Doamne, poate că are dreptate, mă pocăiesc, îmi cer iertare. Te duci și cere tare că e soțul, că e soția, că e copilul, că e învățătorul, că e profesorul, că e pastorul. Smerenia este atât de plăcută înaintea Domnului. Este ca o piatră prețioasă. De ce nu este așa de greu? Pentru că încă nu l-am cunoscut pe Hristos în blândețea și smerenia Lui. Este clar, persoana care nu poate să se smerească nu are o relație cu Hristos intimă, nu religie, nu despre Dumnezeu. Nu contează că ai 10 ani, 50 de ani de mers la biserică.
contează relație, părtășie, intimitate cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și să-i cunoști inima lui Hristos, blândă și smerită. Ce vino la mine, dă-mi povara ta, dă-mi această durere că te-a rănit sora sau fratele. Nu ține tu, pentru că Lucifer o începe să o clocotească și o mărește mai tare și te hrănești mai cu gânduri negative de ce a zis, și încep, nu, oprește-te. Dă inima Domnului și cere pacea Lui, blândețea Lui, smerenia Lui și tu vei fi omul câștigat, persoana câștigată. Mândria este, spunea cineva, am găsit undeva pe internet, fiți atenți ce spune aici frumos. Mândria este respingerea lui Dumnezeu, disprețul oamenilor. Mândria este mama condamnării, urmașul laudei. Mândria este respingerea ajutorului Dumnezeu. Mândria este vinovatul căderilor, izvorul mâniei, un chinuitor amar al treburilor altora. Mândria este un judecător inuman, un adversar al lui Dumnezeu, o rădăcină a blasfemiei. Mândria este nenorocirea sufletului, care visează să fie bogat și, fiind în întuneric, cad, crede că are lumină. Mândria este ca un măr, putre pe dinăuntru, dar pe afară strălucește. Pe când omul smerit nu se laudă, nu se mândrește, slujește Domnului cu frică. Omul umil nu stabilește propria voință, contrazicând adevărul, ci se supune adevărului. Persoana smerită nu invidiază succesul aproapelor și nu se bucură de căderea lui. Cel smerit nu se umilește pe sine în lipsuri și sărăcie și nu este trufaș în prosperitate și glorie, ci rămâne constant în aceeași virtute. O persoană umilă nu devine iritabilă, nu jignește pe nimeni, nu se ceartă cu nimeni. Oare suntem aici? De ce ne certăm? Mândria. De ce ne supărăm? Mândria. De ce jignim pe alții? Mândria. Cel smerit nu se supără și nu este viclean, ci îi place în simplitate să slujească pe Domnul. Mândria, o să citesc din cartea mea acum, cât mi-a dat Domnul și bineînțeles că am fost inspirată de la un evreu care a fost la noi acasă și el avea pe o hârtie scrise toate acestea și eu le-am mai adăugat și am mai modificat puțin. Și vreau să ne gândim, de data asta trebuie să-mi pun ochelarii. Mândria este egoistă, deci mândria vis-a-vis smerenia, care aveți cartea, puteți să recitiți. Mândria este egoistă, smerenia se gândește la alții. Și aici am spus, hai să punem numele nostru. Cum este Rodica, Maria, Cornelia, Ioana? Puneți numele aici să vezi. Mândria este egoistă sau smerenia se gândește la alții. Sunt eu în partea mândriei sau smerenii? Mândria se izolează de alții. Smerenia vede nevoile altora. Mândria încurajează separatismul. Smerenia unește. Mândria este rece, distantă, dar smerenia este caldă și înțelegătoare. Mândria este independentă, lucrează de una singură, pe când smerenia se bucură să lucreze în echipă. Mândria complică lucrurile, pe când smerenia le simplifică. Mândria este nerăbdătoare, smerenia este îndelung răbdătoare. Mândria îi critică pe alții, pe toți, dacă se poate, pe când smerenia îi încurajează pe toți. Mândria nu iartă. Smerenia iartă din toată inima. Mândria caută să impresioneze pe alții, pe când smerenia vrea să fie cunoscută doar pentru ceea ce este cu adevărat înăuntrul ei, adică Hristos, eu vreau să-L vezi pe Hristos în mine. Nu vreau să ies în evidență. Dacă e ceva bun în mine,
să-L vezi pe Hristos și Lui, să-I dai toată gloria. Mândria este înșelătoare, dar smerenia este transparentă, este cinstită. Mândria este lingușitoare. Smerenia îi dă toată gloria lui Dumnezeu. Mândria are frică de oameni și de reacțiile lor, să nu cumva să mă rănească, să nu cumva să mă jignească. Smerenia se teme doar de Dumnezeu și de reacția Lui. Nu-i pasă ce zic alții, este în pace. Mândria spune jumate de adevăr. Smerenia spune întreg adevărul, n-am nimic de pierdut. Mândria se justifică, pe când smerenia își recunoaște imediat greșeala. Da, am greșit, te rog, iartă-mă. Mândria acopere păcatul, dar smerenia îl mărturisește și se pocăiește. Mândria este invidioasă la promovarea altora, pe când smerenia se bucură și onorează. Mă bucur de rezultatul tău, mă bucur de realizarea ta, mă bucur de diploma ta, sincer. Deci omul smerit, cu sinceritate, se bucură de realizările altora. Dacă nu te bucuri, gândește chiar acum la un exemplu din viața ta. Cineva de aproape ție, din familie, din prieteni, are ceva, a realizat ceva și a cumpărat ceva mai nou, mai scump, fie o mașină, o casă, ce simți? De acolo realizezi mândria sau smerenia, dacă este în inima ta. Mândria este încântată să se laude cu ce știe. Smerenia se bucură să învețe de la alții. Deci omul smerit are un duh învățabil. Primește și învață și la un copil, și la un sărac, și la un om după stradă. Ceva, ceva poate că înveți. Totdeauna trebuie să fim deschiși să învățăm. Nu, tu ești femeie, tu taci. Dar tu mă înveți tu pe mine. Stai puțin că eu am doctorate. Mândria. Mândria vrea totul pentru ea. Pe când smerenia se gândește mereu la alții și cât să dea la alții. Mândria se ceartă cu Dumnezeu și vine cu atâtea întrebări împotriva lui Dumnezeu. Smerenia se supune și acceptă mereu voia lui Dumnezeu. Mândria insistă să dovedească faptul că are dreptate, pe când smerenia renunță la drepturile ei. Tace și rabdă, mai ales când ești în față cu cineva care nu poți să convingi. Alege smerenia, alege tăcerea și răbdarea. Mândria se ridică împotriva autorității, dar smerenia învăța să se supună. Mândria nu își arată greșelile și căderile, pe când smerenia se bucură să-i ajute și pe alții prin mărturia lui, prin vulnerabilitatea lui să nu facă aceleași greșeli. Omul vulnerabil este mult mai plăcut și acceptat. Vreau să mă opresc puțin aici. Liderii mai de sus au fost învățați, vorbesc în biserică, să nu-și pună greșelile, păcatele, că nu mai respect și oamenii te desconsideră. Poate că e adevărat, dar cel care cu adevărat are o inimă sinceră și smerită apreciază sinceritatea ta, vulnerabilitatea ta și vede cum tu ai ieșit de acolo, cum tu, unde ai fost și unde te-a ridicat Dumnezeu. Poate sunt atâția unde ai fost tu și atâția doresc și cred și sunt încurajați că vor ajunge și ei unde tu ești acum. De aceea, mândria totdeauna își ascunde orice greșeală. Eu de multe ori am încercat să fiu foarte vulnerabilă și să spun, da, eu am crezut că eu sunt perfect în direcția asta, uite, în situația respectivă am greșit, uite, acolo am mințit, cu cine eu, da, uite, Rodica, am mințit. Sau anumite păcate pe care le faci, vrei, nu vrei, e bine să te mărturisești chiar și public. Chiar dacă alții te vor desconsidera, dar prin acesta arăți oamenii tu, nu ești desăvârșit. Ești om, ca fiecare, supus greșelii. Dar n-am rămas în greșeală, m-am ridicat, mi-am învățat lecția, poate am plătit consecințele, dar prin aceasta dovedesc că fără Domnul să nimic și prin aceasta arătăm smerenia, umilința, că dacă nu contează că ai o poziție, nu ești cu nimic mai presus decât alții, Dumnezeu iubește pe toți la fel. De aceea să fim atenți în direcția aceasta.
Mândria se opune mustrării, smerenia se bucură să fie corectat. De câte ori te-ai opus când ai fost corectat, mustrat? Cei mai mulți, mai ales în familie, nu e deloc ușor. Dar când înțelegem din nou cine este în spatele mândriei, imediat ar trebui să ne gândim puțin, de ce să hrănesc eu pe vrășmaș? Pentru că noi îl hrănim prin toate aceste manifestări, atitudini ale inimii noastre. Hrănim mândria, hrănim pe Lucifer și tot noi vom cădea, tot noi vom pierde și apoi și Dumnezeu este împotriva noastră. Mândria îi dezapreciază și îi dărâmă pe alții, pe când smerenia îi onorează și ridică. Mândria zice, nu am ce să învăț de la alții, pe când smerenia zice, vreau să învăț de la toți. Mândria caută să fie lăudată de alții, smerenia este mulțumită să stea în anonimat. Mândria este arogantă, dar smerenia suferă pentru toți. Sunt foarte multe versete, asta e doar o parte, o părticică din atitudinile, calitățile negative ale mândriei, la care fiecare să ne cercetăm. Vreau să repet versetul de la 1 Petru 5:5, că Dumnezeu spune, nu numai tinerilor, în legăturile noastre să fim împodobiți cu smerenie. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Coloseni 3:12, ca niște aleși al lui Dumnezeu sfinți și prea iubiți, să ne îmbrăcăm cu o inimă plină de îndurare, de bunătate, de smerenie, să nu facem nimic din duh de ceartă și din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Am mai multe versete care vreau să le citesc. Dragostea. Noi trebuie să avem dragoste. Dacă l-avem pe Hristos în noi și pe Duhul Sfânt în noi, ar trebui să avem dragoste. Și dragostea spune, nu se umflă de mândrie. Vedem în Vechiul Testament la 2 Cronici 32:26 cum Ezechia s-a smerit din mândria lui. Era mândru, a fost mândru, dar s-a smerit. Aceasta i-a plăcut lui Dumnezeu și a spus că nu va vedea nenorocirea în timpul vieții lui. Aduceți-vă aminte și de Ahab, când el s-a smerit, când a primit cuvântul profetic că va veni o mare nenorocire. Dumnezeu s-a bucurat când s-a smerit și din nou a amânat necazul. Când Ninive și tot poporul s-a smerit cu post și rugăciune, Dumnezeu de asemenea a oprit nenorocirea, nimicirea cetății Ninive. Care este soluția să scăpăm de smerenie? Una și cea mai importantă este să cunoști cuvântul, să-L cunoaște pe Hristos prin post și rugăciune și să învățăm de la alții care trebuie pe ei, să studiem acest mesaj, să ne cercetăm în fiecare zi. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Vezi dacă sunt o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Doamne, nu lăsa mândria să stăpânească peste mine. Vedem mai departe, frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. Noi spunem că n-avem trufie și mândrie, dar uite în ce subtil intră. În fiecare detaliu a vieții noastre, atitudinea, felul nostru de a vorbi, de a gândi cu privire la alții în spate, este mândria. Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Alege. Vrei mândria, va veni rușina. Da, dacă ești smerit, cu tine va fi înțelepciunea. Ce mare nevoie avem de înțelepciune. Proverbe 11:2. În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, dar pe înțelepți îi păzește buzele lor. Deci, vedeți cum vede aici Solomon, în gura nebunului este o nuia pentru mândria lui. Cu alte cuvinte, el însuși se va pedepsi dacă are mândrie, deci prin gură, prin ceea ce vorbește. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Proverbe 16:18. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri.
cât de valoroasă este smerenia, cât de urâtă, groasnică este mândria. Proverbe 29 cu 23. Mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu Duhul capătă cinste. Din nou este o alegere. Vrei să fii coborât sau vrei să fii pus în cinste? Nu încerca tu să ieși în evidență, să dai din coate, să ieși în evidență, să fii pus în cinste. Nu, este tocmai invers. Mândria te coboară, dar dacă te smerești, vei fi înălțat, vei fi pus în cinste. Hai să credem în cuvântul Domnului. E o moarte a eurii, știu. E o moarte a firii, știu. Este o îndelungă răbdare, dar se merită. Pentru ce să dau o imagine falsă? Să fim iubiți, apreciați, când înăuntru nostru este atâta mândrie, atâta răutate, atâta slăbiciune. Nu. Hai să fim acele persoane care ne este ușor să ne smerim. Proverbe 30:32. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură. Deci de multe ori mândria se manifestă prin cuvinte și suntem ispitiți să zicem, să spunem ceva. Deci sunt fapte de nebunie, spune cuvântul. Hai să ne punem mâna la gură. Pune firea pe cruce, pune starea aceea pe cruce, mânia aceea, răutatea aceea, gelozia aceea, pune-o imediat pe cruce, că dacă nu vei avea rușine. Mândria omului va fi smerită și trufia oamenilor va fi plecată. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea, Isaia 2:17. La Isaia 37:39, de aceea zice, pentru că ești mânios împotriva mea și mândria ta a ajuns până la urechile mele. Cum adică Dumnezeu aude mândria? Da, pentru că se manifestă prin cuvinte. Și Dumnezeu spune că voi nimici mândria lui Iuda și a lui Iacov, că mi-e scârbă de mândria lui Iacov și urăsc palatele. Amos 6:8. Căci mândria inimii tale te-a dus în rătăcire pe tine care locuiești în crăpăturile stâncilor și domnești în înălțime. La Obadia 1:3, vedem, mândria ne duce în rătăcire. Ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, Deuteronom 8:14. Oamenii, când ajung să le fie bine, nici nu-și dau seama că mândria a venit în inima lor și uită de Dumnezeu. E adevărat că Dumnezeu a dat har peste har și abilități și talente și daruri oamenilor din punct de vedere material, financiar. Și mulți au ajuns bogați, mulți au ajuns bine. Slavă Domnului, e un har la Domnul, da? Cuvântul vrea să spună, nu te mândri că eu, înțelepciunea mea, școala mea, banii mei, pilele mele, munca mea. Aduți aminte, dacă n-ar fi fost Dumnezeu să te binecuvinteze, nu ajungeai acolo. Deci nu, Dumnezeu nu e împotriva bogăților să nu ajungi bogat, să nu ai bani, să nu ai de toate. Pentru că El ne-a zis, vrea să ne bucurăm de toate. Dar contează inima ta, atitudinea ta, cât de mult mai timp de Domnul și cât de mult îi dai glorie Domnului, că datorită Lui tu ești unde ești, ai ajuns unde ai ajuns și ai ceea ce ai. Nu-L scoate pe Dumnezeu din ecuație când ai ajuns la alte nivele, fie din toate puncte de vedere, de înțelepciune, material, spiritual, să-i dăm toată gloria lui Dumnezeu. 1 Samuel 2:3, nu mai vorbiți cu atâta îngânfare, să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie. Căci Domnul este un Dumnezeu care știe totul și toate faptele sunt cântărite de El. Dacă ne-am gândit la aceasta, că Domnul cântărește fiecare vorbă, fiecare gând, fiecare faptă, tot la Isaia undeva spune, Domnul ne va judeca pentru gândurile noastre. Haideți să ne controlăm gândurile, atitudinea, vorbele, privirile, pentru că de multe ori privim cu o privire trufașă. Și de aceea să ne gândim, câte ori ne comparăm, eu nu sunt ca cealaltă, eu sunt mai frumoasă, mai deșteaptă, mai slabă, eu nu sunt ca X sau ca Y. În biserică, de asemenea, am ales tineretul atât de mult,
există această competiție. Acolo este Duhul lui Lucifer, mândria. Domnul urăște privirea trufașă. Când te uiți la cineva cu dispreț, acolo e mândrie. Când noi ar trebui să avem așa compasiune, chiar vorbeam cu băiatul meu zilele astea, de ce oare lumea este atât de rea, am ales copiii, tineretul, când sunt alții cu diferite handicapuri? Vedeam mărturia unei fete care avea o mână umflată, desfigurată, era groaznic să te uiți la ea. Și spunea cât a suferit ea în viața ei din cauza aceasta. Dar acum a fost atât de întărită, încurajată, încât a făcut videoclipul, sunt mulțumită de mine, sunt fericită de mine, sunt mulțumită, cu alte cuvinte, lui Dumnezeu, cam o mână așa, nu știu ce boală aveam. Cei care sunt în cărucior, cei care sunt specia aceea de oameni care sunt albi și gene și sprincene și totul. Sunt atâtea situații și atâția copii și tineri care sunt prea grași, prea slabi, prea, care într-adevăr, în loc să ne provoace milă și compasiune, ceilalți îi atacă, îi rănesc. Păi nu sunt ei deja destul de răniți, că nu sunt normal ca și ceilalți să se bucură și ei ca și noi? Și noi venim și îi rănim și îi jignim și la școală bullying. Eu nu pot să-mi dau seama acum, eu pe vremea noastră, nu știu, sau când am fost la școală, n-am auzit de bullying, n-am auzit de chestia asta. Să vezi un om mai nevoie, mai rănit, zis soarta, că nu știm de ce s-a născut așa, am văzut iar un băiat, era în Africa, fără mâini de tot. Atât a luat o sapă și săpa cu sapa aia, cum noi nu cred că săpăm așa repede, cum ținând-o numai așa la gât. Nu-mi venea să crești. După aceea am pus să care lemne, cu ce? Cu picioarele și cu umărul și cu gura și cu capul. Și am zis, Jesus, Doamne milă! Și noi avem atâtea motive să-i mulțumim Dumnezeu, să fim smeriți la picioarele Domnului, că suntem întregi și avem de toate. Du-te în Africa să vezi, cum am spus, pe cei care n-au ce să mănânce, n-au ce să bea, n-au casă, n-au masă, n-au bucătărie, n-au scaune, n-au masă, n-au furculițe, n-au linguri, n-au nimic. Și noi suntem nemulțumiți și vrem mai mult și vrem, Doamne, iartă-mă, nu vreau să judec pe nimeni. Dar în momentul când ne comparăm, să ne comparăm cu cei care sunt mai sus sau mai mult, să ne comparăm cu cei care nu au, dacă eram eu în locul lor, cu ce au fost ei vinovați? Au fost mai păcătoși decât mine? Nu. În momentul când ne comparăm, mândrie. În momentul când îi rănim, îi jignim, îi disprețuim, mândrie, Lucifer deja are loc în inima ta. De ce? Hristos s-a dus, s-a smerit până la cel mai nespălat, murdar, păcătos, bolnav. Astăzi suntem chemați o inimă blândă și smerită, care alergăm să ajutăm, să încurajăm, să-i binecuvântăm, să se simtă și ei normal în cazul acesta. Să ne rugăm cu rugăciunea lui David în Psalmul 19 cu 13. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie. Ne rugăm cu aceasta, păzește, Doamne, pe roaba ta, Rodica, de mândrie. Ca să nu se stăpânească ea peste mine, atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Oare de ce a spus David așa? Pentru că a înțeles rădăcina tuturor păcatelor mari, mici, este mândrie. Dacă, Doamne, mă scap de mândrie, mă înțelegi, că mi-e frică pur și simplu să nu cad în mândrie, că nu-ți dai seama. Sunt vulnerabilă la tot felul de păcate. De aceea tot David cere Domnului în Psalmul 19, până ce n-am fost smerit, eu n-am înțeles căile tale. Mulțumesc, Doamne, că m-ai smerit, cu alte cuvinte. Deci dacă Domnul îngăduie anumite situații în viața noastră prin care vedem smerenie, să-i mulțumim Domnului, nu să o luăm ca o pedeapsă, nu să o luăm că să arătăm cu degetul, să ne certăm cu Dumnezeu sau să ne rugăm, scapă-mă repede de ea, de el. Poate că Domnul vrea să ne smerească, să ne scape de alte păcate mari. Păzește, Doamne, robii tăi de mândrie. La Daniel 5 cu 20 știm, când spune, când s-a îngânfat inima, i s-a împietrit Duhul până la mândrie și a fost aruncat de pe scaunul împărătesc și a fost despuiat de slava lui.
atâția cad, li se îngânfă inima când ajung undeva. Și când ți se îngânfă inima, ce spune cuvântul? Ți se împietrește Duhul până la mândrie. Și atunci vine căderea. Și știm cum împăratul a fost alungat până s-a smerit. La Osea 13:6, dar când au dat de pășune s-au săturat și când s-au săturat, inima li s-a umflat de mândrie, de aceea m-au uitat. Am simțit durerea Domnului când Dumnezeu atât de bun, atât de mult a ajutat poporul lui și Dumnezeu sufere când noi trecem prin suferință. Dar în cazul acesta Domnul a dat să se sature, să aibă de toate. Dar în momentul când Domnul i-a binecuvântat, zice, m-a uitat, m-au părăsit pe mine. Eu dătătorul vieții, eu ajutorul lor. Nu cumva ni se potrivește și nouă? Când dăm de bine și totul ne merge bine, uităm de Dumnezeu. Să fim sinceri, rugăciunile noastre sunt seci. Mersul la biserică e de formă sau din când în când, că acum ne mai uităm pe internet. Mila sau ajutorarea altora lasă de acei lascări să mai bogați. Uităm de Domnul. I-ai înțeles vreodată durerea Domnului și bucuria lui Lucifer? De ce urăște Domnul mândria? Pentru că Lucifer râde și se bucură că ne-a prins în plasa lui. Hai să nu fim ca aceste persoane care în momentul când ne-am săturat și avem de toate, să nu ni se umfle inima de mândrie, căci automat omul mândru uită de Dumnezeu. M-au uitat. Doamne, să uit eu de Tine. Mântuitorul meu, salvatorul meu, eliberatorul meu, ajutorul meu, sprijinitorul meu, turnul meu de scăpare, cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred, Tu ești desfătarea mea, plăcerea mea, iubirea mea. Doamne, nu, mai bine ține-mă smerită și zdrobită decât să uit de Tine. Vedeți de ce Dumnezeu de multe ori îngăde suferință? În smerenie suntem plăcuți Lui și noi depindem de Dumnezeu. De multe ori Dumnezeu trebuie să intervine, să pedepsească. Nu neapărat să pedepsească, intervine să prelucreze acele persoane care uită de El, pentru că totuși îi iubește. Mai vedem la 2 Corinteni 12:7. Versetul de înainte a fost la Osea 13:6. Apostolul Pavel spune, după ce a văzut strălucirea cerească, zice, să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri. Mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască. O, Iisuse, ce greu e! Și să mă împiedic să mă îngânf. Dumnezeu știe și a văzut de la Lucifer, pentru că era desăvârșit în frumusețe, desăvârșit în strălucire, în înțelepciune, în poziție. Mândria a fost acolo. Apostolul Pavel, chemat de Dumnezeu să fie vestitorul Evangheliei la neamuri, i s-a descoperit Dumnezeu, a trebuit să-i se descopere, probabil, în răpirea aceea, epistole, dacă citim, noi, Efeseni și Coloseni și Galateni și Filipeni, sunt așa de profunde. Cu siguranță că ceva din profunzimea aceea el a văzut acolo sus în cer, că n-a fost răpit. Și să nu se umfle de mândrie, Dumnezeu i-a pus un țepuș, un sol al satanei. Deci Dumnezeu folosește pe diavol. Da? De ce? Să ne facă să suferim ca să ne scape de mândrie și să nu pierdem ce Dumnezeu are în plan pentru noi. Dumnezeu e mult mai interesat de planul Lui, de voia Lui, decât de confortul meu, decât de lacrimile mele. Să înțelegem lucrul acesta și vedem pe paginile Scripturii și chiar la Pavel. Dar ce trebuia neapărat să trimită un demon să-l pălmuiască? Nu se știe cum, dar îl pălmuia. Îl chinuia zi și noapte. A trebuit să trăiască cu acel țepuș, cu acel chin și să ducă vestea Evangheliei.
Să ducă să mărturisească mai departe. Nu ți este ușor cu țepușul. E foarte greu. Dar Pavel a învățat. Harul meu ți este de ajuns. Doamne, mă bucur mai mult. Mă laud cu slăbiciunile mele. A înțeles valoarea slăbiciunii, a smereniei, a umilinței, mult mai mult decât să mă lau cu uite ce vedenii mi-a dat Domnul, că am fost, am prorocit, am vindecat, am... Vine mândria. Ne rugăm pentru toți care au darurile spirituale. Mândria este chiar acolo. Dacă nu veghează, dacă nu sunt într-o totală intimitate cu Dumnezeu, salvate pe Hristos, în plinătate în inimă, foarte repede vor cădea și foarte mulți au căzut. E trist, e foarte trist lucrul acesta. Nu judecăm pe nimeni decât să ne rugăm cât de periculoasă este mândria în cei credincioși, în cei cu daruri, în lideri, în păstori. E nevoie mult de smerenie. Dacă toți liderii, în primul rând, ar posti, spunea cineva, până la 40 de zile, te asigur că n-ar mai cădea niciunul. Pentru că postul te smerește mult, te zdrobește și te ridică la un alt nivel de relație și intimitate cu Dumnezeu, ca să vezi gloria lui Dumnezeu, frumusețea lui și eu-ul tău moare. Cel mai repede punem eu-ul pe cruce prin post, mai multe zile, care vin din nou la post. Toți dorim și doresc și eu să ajung să postez mai multe zile. N-am mai putut să postez multe zile, dar atât de mult îmi doresc că am văzut diferența. Ce diferență este momentul când postești multe zile și care ați postit mai multe zile. Sunt sigură că ați avut multe revelații. Altfel vezi viața pe Domnul, lumea. Tu nu mai ai nicio valoare, nu mai dorești nimic decât pe cruce, rodic-o pe cruce. Îți arată Domnul atunci și poți să vezi frumusețea gloriei, a măreției lui, a cuvântului său. Vezi oameni diferiți, iubești diferit, nu mai simți să-i judeci, să-i critici, nu-ți mai aduci aminte de ce te-a rănit, ce te-a jignit, pentru că nu mai ești în fire, ești în Duhul. Vedeți, firea aceasta pământească este dominată de Lucifer. Eu, firea mândrie. Da? Pofta ochilor, pofta lumii, tot ce este în lume, zice că este vrășmășie împotriva Dumnezeu. De ce? Că prin ea vine mândria. Mă duc să fiu, să am, să mă compar, să mă laud. Tehnologia de astăzi are atâta mândrie în ea. Diavolul atât de mult caută persoane care să semene mai mult această sămânță a mândriei. Cu lucruri frumoase, cu lucruri ai realizat ceva. Aceasta nu înseamnă, ok, stai ascuns și nu faci nimic. Domnul zice, povestiți lucrurile Domnului. Domnul zice, da, dar dă glorie Domnului. Dacă n-ar fi fost Domnul, n-ar fi făcut nimic. Dacă n-ar fi fost Domnul, n-aș fi ieșit din groapa în care am fost. Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, s-o spună Israel. Înțelegeți? Deci este așa de important. Relația noastră intimă cu Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Prin aceasta, Lucifer nu are puterea asupra noastră. Unii poate crede că tu te-ai mândrit când ai spus, ai povestit, când ai dat un sfat. Dar tot o inimă mândră vede lucrurile greșit. Distorsionează, presupune, suspectează. O inimă sinceră și smerită simte și știe exact adevărul care l-a spus acea persoană și nu-l răstălmăcește. Hai să fim sinceri. Câți dintre noi nu răstălmăcim cuvintele? Oh, uite ce a zis. Luăm cuvânt din alt cuvânt, luăm o expresie și începem să ne atacăm. Distorsionare. De ce? Pentru că pe mine nu m-a mulțumit, pe mine m-a rănit, pe mine nu m-a scos în evidență. Eu. Cât timp este euul pe tron, Lucifer e la el acasă. Pe tron trebuie să fie Hristos, iar eu trebuie să fiu pe cruce. Și atunci Lucifer nu are putere asupra mea. Până când să-l hrănim pe șarpele cel vechi? Dar spun Lucifer, pentru că a fost cel mai frumos, cel mai strălucit, și mă aduc aminte o soră, mi-a spus ce vedenie a avut ea, că i s-a apărut Lucifer.
Noi îl vedem pe diavol cu coarne și urât, te desperi de el. Dar zice, nu am văzut pe fața pământului o frumusețe mai mare ca Lucifer. Dar i s-a dat în cunoștință că era diavolul. Era că m-am îndrăgostit pe loc de el. Atâta frumusețe. Dar, pentru că era o femeie a credinței, o femeie slujitoare, o femeie care iubește pe Domnul, a zis înapoi a mea Satan și a dispărut. Diavolul încearcă pe orice cale să ne momească, pe orice cale, ca să ne facă să cădem, să ne mândrim, că după aceea el știe că vine căderea. De ce? El s-a mândrit și a căzut, dar el încă lucrează. Hai să fim acele persoane umile, smerite, care avem discernământ pentru că stăm cu Domnul. Nu mai alegem stările și atitudinile firii pământești ale mândriei, alegem smerenia, dragostea, ne supunem la picioarele Domnului. Aici este cea mai mare frumusețe, înălțare. Te înalță Domnul automat când te smerești. Și cum văd acea înălțare? Acea înălțare este prezența Lui. Mi-e de ajuns să fiu cu El în intimitate. Zilele trecute se făcuse seară și am ieșit în grădina mea, o bancă care a construit-o Marian, iar altă bancă. Zic, Doamne, ceea ce vreau ești Tu, Tu ești desfătarea mea, sunt ca în grădina Edenului. Am foarte multe flori și zic, să nu vină Lucifer. Tocmai meditam asupra mândriei și a smereniei. A venit un duc de cercetare peste mine. Atât am plâns, atât am pocăit. Și eram ca într-o oglindă care mi-a arătat Domnul fiecare gând, vorbă, atitudine greșită a mândriei, care poate nu le-am prea băgat în seamă. De aceea am spus, când studiem un subiect, meditați asupra acelui subiect toată săptămâna. Ia personal pentru tine, mai reascultă mesajul, mai ia o carte ajutătoare, du-te în Biblie, caută toate versetele, dacă vrei să te ridici la un animal. Dacă nu, intră pe aici și iese pe aici, vom fi ascultători uituci. Și când vine din nou ispita sau vine o situație, tu nu o biruiești și nici nu poți să spui altora, pentru că nu o trăiești tu. De aceea, să fim ca o carte deschisă. Doamne, nu vreau nimic decât pe Tine. Prezența Ta este ceea ce sufletul nostru dorește. Pentru asta ne-a creat Dumnezeu, să fim împreună în unitate. Dar firea nu lasă pe Domnul. Firea cu Lucifer nu lasă să locuiască noi. Să-și trăiască frumusețea Lui, desfătarea Lui în noi. Chiar când lacrimile curg. Chiar când ai un handicap. Chiar când ai pe cineva drag mort în familie, chiar când soțul, copilul este rebel, neascultător sau păcătos, chiar când sunt multe dificultăți, tu te poți bucura în Duhul de prezența Lui. Este suficientă pentru tine și de aceea ți-e foarte ușor să te smerești, ți-e foarte ușor să-ți ceri iertare, ți-e foarte ușor să cauți fața Lui, ți-e foarte ușor să faci ceea ce Lui place și să nu accepți nicio formă a mândriei. Nu e așa că e minunat. Pacea Lui care întrece orice pricepere va fi la ea acasă. Diavolul va veni, dar la ușa ta sunt niște străjeri. La ușa inimii tale, a minții tale, nu mai este firea care poftește, care tânjește, care se supără, care se enervează, care critică, care se justifică și caută dreptate. La ușa inimii tale este pacea, este bucuria, este credincioșia Lui Dumnezeu, este prezența Lui. Și dacă este El și unde este El, acolo vrășmașul nu poate să intre. Și atunci viața aceea este frumoasă, este ușoară, este plină de blândețe, de smerenie, de dragoste. Și ai vrea să fii acolo pentru totdeauna. Doamne, ce frumos e cu Tine! Doamne, Tată, binecuvintează acest mesaj în inima oricărei persoane care va asculta. Te rog, cercetează să nu-i mai hrănim pe Lucifer cu nimic. Să nu mai domnească în viața noastră sub nicio formă mică sau mai mare, niciun fel de mândrie. Știind, recunoscând rădăcina tuturor păcatelor,
este mândria. Știind cine este autorul mândriei, care vrea să ne zdrobească și să ne ducă în poziția aceea ca Dumnezeu să fie împotriva noastră. Iartă-ne, Doamne! Iartă-ne, Tată, de orice gând, vorbă, atitudine, manifestarea trufiei a mândriei, a răutății. Iartă-ne că nu am venit la Tine să-ți dăm povară, să învățăm de la Tine blândețea și smerenia. Iartă-ne, Doamne, că am rănit și am jignit. Iartă-ne că am trăit de atâtea ori în suferințe amare, că am ales, fără să ne dăm seama, să cocoloșim firea și euul și mândria în loc să fugim la Tine. Iartă-ne, Doamne, că am făcut idol din euul nostru, din firea noastră, pământească, omenească, drăcească chiar. Și atâtea păcate am făcut pentru că nu am știut, nu am putut sau nu am vrut să căutăm ajutor. Astăzi alergăm la Tine, Creatorul desăvârșirii. Astăzi alergăm la Tine, Domnul nostru și Mântuitorul nostru. Ne pocăim, ne cerem iertare. Realizăm cât de mult am greșit și cât de mult a stagnat viața noastră spirituală pentru că am lăsat firea și euul și mândria să ne controleze. Din nou ne pocăim, cerem iertare în dreptul nostru, a familiilor noastre, copiii, părinți, soți, soții, biserică, Doamne, cerem iertare, îndurare, Dumnezeule. Deschide-ne ochii spirituali să vedem gloria Ta. Deschide-ne ochii spirituali să înțelegem frumusețea Ta, părtășia cu Tine, umblarea în Duhul. Să ne bucurăm, să ne smerim, că va fi așa de frumos. Smerenia e frumoasă, nu este urâtă. Tată, îți mulțumesc din toată inima că ne vei da această lumină, revelație a acestui diamant, această coroană, această haină a smereniei. Ne împodobim cu smerenie ca să fim plăcuți Ție și vom fi plăcuți și celorlalți. Tată, binecuvântat să fie numele Tău. Fie ca din această zi Lucifer să nu mai aibă nicio unghie în viețile noastre, mintea, în inimile noastre, familiile noastre, în bisericile noastre, ci doar Tu, mielule, care-i fugi în ghea. Mielul cel blând și smerit cu inima. Domnește Tu în noi. Să ai toată domnia și stăpânirea peste întreaga noastră ființă, minte, voință și emoții, peste sufletul nostru, peste trupul nostru, peste motivațiile noastre, atitudine inimii noastre, cuvintele noastre, privirile noastre, urechile noastre, mâinile și picioarele noastre. Vrem ca Tu să domnești. Hristos în noi, nădejdea slavei. Nu mai trăim noi, ci Hristos să trăiască noi. Asta vrem, să trăiești în smerenia Ta în noi. Ne predăm și în această zi și îți predăm toate poverile. Ne cerem iertare Ție și celor cărora i-am rănit. Și vrem de azi înainte să strălucim pentru Tine. Ca ceilalți să-L vadă pe Hristos în noi. Te iubim, Te adorăm și Te slăvim. Aleluia! 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 Glorie! 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 Cercetează-ne, Dumnezeu! Aș dori să intrăm într-un duc de rugăciune chiar acum, fiecare, să ne cerem iertare Domnului, fiecare în dreptul ei, fiecare în dreptul lui, de orice formă de mândrie care Domnul ți-a vorbit în această zi și de cele care nu le știi, cum zice și David. Doamne, iartă-mi păcatele din neștiință. Dateori am păcătuit și nu am știut, dateori am tristat fața Domnului și nu am știut, dateori am uitat de Domnul și nu am realizat. Iartă-ne, Doamne! Doamne, eliberează peste fiecare care ascultă acum un duc de rugăciune, de pocăință, de cercetare. Doamne, deschide-ne ochii spirituali să vedem, Doamne, această urâțenie, această stare diabolică a lui Lucifer, care este mândria și care și-a făcut loc în viețile noastre și ne oprește să avem relație cu Tine, ne-a oprit de atâta vreme să Te putem iubi și cunoaște. Ne pocăim, Tată, și ne cerem iertare. Tatăl nostru cel din ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină peste noi, Doamne, în aceste momente, voia Ta și planul Tău și smerenia Ta. Știm că trebuie să învățăm aceasta și să o practicăm în fiecare zi. Îți mulțumim că ne ajuți, îți mulțumim că ne cercetezi. Îți mulțumim, Tată, de mărturile frumoase care îți va aduce Ție glorie, că am scăpat de acest duh al mândriei și ne-am împodobit cu smerenie.
Te iubim, Tată, te adorăm și te slăvim și îți mulțumesc de cercetarea care ai să o faci. În fiecare din noi, Tu ești prezent aici. Tu ești cu noi. Te iubim din inimă, Doamne, tăria noastră, frumusețea noastră, desfătarea noastră. Tu ai spus, Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Ce dorește inima noastră, Doamne? Pe Tine. Mai mult decât orice. Pe Tine, Doamne Iisuse, în blândețea și smerenia Ta să locuiești în noi. Apoi celelalte știu că vin pe deasupra. Doamne, Te onorăm și Te slăvim că Te-ai îndurat de noi. Până ziua de astăzi, cu atâtea greșeli și atâtea păcate, Te-ai îndurat de noi și Te vei îndura în continuare. Vrem să fim martori vii și din gura noastră, când vom vorbi, să iasă porumbei păcii, ai încurajării, ai bucuriei, al binecuvântării. Aleluia! Glorie, osana, aleluia, 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 aleluia! Slavă, cinste și onoare, care cu atâta să vă ridicăm totul, hribără. Aleluia, aleluia, Tu ești vrednic, Tu ești vrednic să primești toată gloria, slava, cinstea și onoarea. Tu ești vrednic. Am fost creați pentru Tine, nu pentru Lucifer. Am fost creați să-Ți aducem glorie, să ne mândrim cu Tine și pentru Tine. Doamne Iisuse, glorie! Arată-ți gloria și frumusețea fiecăruia din noi. Să ne îndrăgostim de Tine, să fim atât de atrași de Tine, încât euul și firea noastră să se usuce. Nu mai existe. Niciodată. Deloc. Doar Tu, Iisuse. Frumusețea Ta o dorim în noi și să o manifestăm, să o emanăm ca o mireasmă plăcută în jurul nostru, întotdeauna. Glorie, glorie, Iisuse. Ce frumos ești, Doamne! Harul este turnat pe buzele Tale. Ești cel mai frumos. Ești cel mai minunat. Pentru că Te-ai smerit, Dumnezeu Te-a înălțat. Mai presus de orice nume și orice genunchi se pleacă înaintea Ta din cer, de pe pământ, de sub pământ. Și noi ne plecăm, Doamne. Ne plecăm înaintea sfințeniei Tale, a măreției Tale, a gloriei Tale, a dragostei Tale. Și știu că Te uiți la noi. Și știu că ne iubești. Și știu că-ți pasă de noi. Și știu că faci ca toate lucrurile să lucreze spre binele nostru, căci ai privirea îndreptată asupra noastră. Vrem să-Ți împlinim așteptările, Tată, că și noi avem necurmat pe Domnul înaintea ochilor noștri. De aceea nu cădem în mândrie. De aceea nu ne clătinăm. De aceea iubim și iertăm. De aceea ne va fi foarte ușor să ne smerim. Glorie ție, Tată! Îți mulțumim de biruințele care ne le vei da. Îți mulțumim de testele care vor veni și le vom trece cu bine prin ajutorul Duhului Tău cel Sfânt. Ne predăm și ne supunem și spunem încă o dată, Te iubim din inimă. Doamne, tăria noastră, glorie, osana, aleluia. Amin, amin, amin.